de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la emisiune. Astăzi sunt obligat să stau cu ochelarii la emisiune, cel puțin în prima parte a emisiunii. Înainte de a vă prezenta invitatul și a intra în subiect, să spunem că ieri, ați văzut cu toții, am avut consultări la Cotroceni. Nu știm dacă consultările respective au inclus și un control medical, dar în mod sigur consultări au fost, pentru că rezultatul a fost zero. Deocamdată nu s-a găsit o persoană care să întrunească calitățile necesare pentru a fi prim-ministru. Și de aici încolo toate celelalte lucruri pe care le știți. Să sperăm că vestea bună, pe 21 decembrie vom avea Parlamentul convocat, va fi urmat și de o altă veste, că vom avea și un guvern. De acolo încolo lucrurile, teoretic, ar trebui să meargă într-un firesc al lor, adică nou guvern să se hotărască ce facem cu pandemia, să hotărască ce facem cu vaccinarea, ce facem cu politicile restricționiste, dacă ele sunt sau nu valabile în continuare, dacă se deschid sau nu școlile, că piețele s-au deschis, iar morurile nu s-au închis niciodată. Aceasta este introducerea. Acum trebuie să intrăm în cuprinsul emisiunii. Astăzi vom discuta cu un om care a dezvoltat un business, v-ați mai întâlnit cu el la noi în emisiune, după care a făcut și pasul spre integrarea altfel în viața comunității. A făcut pasul spre politică. Adrian Jucan, managerul de la Platinum Optic, bună dimineața! Îmi pun ochelarii ca să vă văd mai bine. Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să mă aflu din nou în studio dumneavoastră. Și eu mă bucur să vin la dumneavoastră, pentru că de fiecare dată am avut discuții constructive și așa. Să sperăm că așa va fi. Acum stăteam și mă gândeam că meseria pe care o practicați și genul de activitate pe care o conduceți este cunoscută din timpuri, inclusiv din povești, știți? Mă gândeam acum cum era capra cu treiezi. De ce stai era? Ca să te văd mai bine. Țineți minte, da? Eu aș pune, da, eu să fiu în locul dumneavoastră, aș investi în cercetare. Să se inventeze niște ochelari. Sunt sigur că după 2-3 ani de consilier județean veți fi de aceeași părere, local, veți fi de aceeași părere cu mine, care în momentul în care un politician îi pune la ochi, să vadă realitatea. Și atunci lucrurile s-ar schimba foarte bine. Dar până una alta, ce se mai întâmplă la Platinum Optic? Mai lucrați în pandemie? Nu mai lucrați? Eu nu mai știu. Chiar vroiam să vin să vedem, să găsim soluții pentru aburirea ochelarilor. Da, lucrăm. Uitați, cred că una dintre întrebări pe care și le pun mulți dintre clienții noștri este chiar chestiunea asta, ce se întâmplă. Chiar vroiam să vin, se mai amână achizițiile din vari motive. Așa este. Am identificat în principiu, sunt destul de multe persoane care sunt responsabile și încearcă să-și limiteze ieșirile. Și dacă nu consideră că este o urgență să vină să facă un control, atunci spune că îl mai amână până când această, nu știu, minunată rată a infectării să mai scadă sau riscul infectării să mai scadă. Pot să vin cu asigurări în continuare că cel puțin în ceea ce privește cabinetele Platinum Optic, măsurile de siguranță și de protecție sunt la nivele ridicate. Avem o grijă foarte mare față de pacienți, față de dezinfectarea tuturor spațiilor și atunci îi invit pe oameni să vină cu încredere și să nu neglijeze aspectele vizuale, aspectele aparatului vizual
să vină să facă controlele regulate, mai ales acum în perioada în care se stă foarte mult în asta vreau, fața asta vreau să vă spun. Eu stau și mă gândesc la copii, în primul rând, cei care merg la școală, teoretic merg la școală, care fac școala online. Sunt copii care au 6 ore pe zi, câteodată poate chiar mai mult, plus ce stau după aceea pe calculator în virtutea activităților lor. Deci deja la 6 ore pe zi, fără pauze aproape, este ceva care, nu știu, agresiune asupra ochilor destul de mare, părerea mea. Dar este o trecere rapidă, este o modificare a felului în care folosim aparatul vizual. Și atunci organismul nu are capacitatea de a se adapta atât de repede. Până la urmă, gândiți-vă că în următorii 10, 15, 20 de ani spre asta ne vom îndrepta și vom sta tot mai mult, vom folosi tot mai mult gadgeturi și vom folosi tot mai mult interacțiunea online. Doar că ea a venit brusc acum, fără să vedem și care vor fi implicațiile în timp, inclusiv asupra ochilor noștri. E indicat în condițiile astea să se facă controle de prevenție, mai ales în cazul copiilor, pentru că ei folosesc foarte mult acum vederea de aproape și ochiul lor, cel puțin în cazul celor care sunt în clasele primare, este încă în formare, iar aspectele astea pot avea anumite repercusiuni, nu neapărat pozitive, pe termen mediu și lung. Și atunci recomand să se vină la niște controle de rutină pentru a vedea dacă totul este în regulă la momentul de față. Da. Oamenii, într-adevăr, aleg acum să își organizeze altfel viața. Pornind de la sărbători, da. Pornind de la, știu, nevoile primare. Și întotdeauna spun, domne, mai lăsăm, că uite, nu-i chiar așa de... Poate n-ar fi rău să se vină în întâmpinarea lor cumva, nici nu știu cum. Vorbeam aici cu unul din medicii care era la, care lucrează la Platinum Optic și spunea, domne, poate n-ar fi rău să se introducă undeva în pachetul acela de bază pentru asigurați, inclusiv controlul oftalmologului, sau cum se cheamă, da? Da. Acela să se introducă și să fie cumva decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. Uitați, noi în cadrul unei, pe județul Neamț, în cadrul unui program cu Salvați Copiii și Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, am făcut în anul 2019 un program de screening în câteva școli din Piatra Neamț, program care trebuia continuat în 2020. Din păcate, cu această pandemie, programul a trebuit să fie stopat. Nu a mai putut, nici copiii n-au mai fost la școală. Nu au fost la școală, da. Exact. Și era un program foarte important pentru că mulți copii treceau printr-un screening oftalmologic, nu era o consultație în sine, dar cel puțin erau depistate anumite probleme vizuale care puteau apoi fi investigate în cabinete oftalmologice. În momentul de față, cel puțin noi la Platinum Optic, încercăm să oferim screening-ul gratuit pentru copii. Deci invităm părinții să vină cu copiii și să facă un screening. Nu este o consultație întreagă, dar cel puțin se pot depista dacă sunt sau nu sunt probleme vizuale. Iar în cazul în care sunt probleme vizuale, ele pot fi diagnosticate. Se merge după aceea în profunzimea problemei. Exact, exact. S-ar putea chiar să ne adaptăm acel program de screening împreună cu Salvați Copiii și, cum spuneam, cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, să-l adaptăm condițiilor acestea de școală online. Analizăm varianta asta, încă n-am ajuns la niște concluzii. Spuneți-mi un pic, din ce ați făcut în acest program, cât la sută dintre copii au probleme și nu sunt conștienți de ele? Da, sunt două, trei paliere pe care trebuie să le abordăm aici. În primul rând, este cam 25% dintre copii au probleme vizuale, mai mari sau mai mici. Chestia este că undeva cam un 7-8% dintre ei au niște probleme vizuale destul de grave, probleme nedepistate și de care nici ei și nici părinții nu erau conștienți. Trebuie să vedem situația în felul următor. Un copil, neștiind cum ar trebui să vadă
în mod corect, consideră că felul în care vede el, așa, așa trebuie este să okay, se vadă. Da. Așa trebuie să se vadă. Și câți dintre copii sau câți dintre noi, de exemplu, analizăm dacă vedem cu un ochi mai bine sau cu un ochi mai rău. Pentru că tot timpul ochii îi ținem deschiși pe, în același timp și mai ales în cazul copiilor, se pune aceeași situație. Dom'le, poate așa trebuie să văd cu ochiul drept, așa trebuie să văd cu ochiul stâng. Am avut situații în care vederea de pe unul dintre ochi era mult, mult diminuată, iar una dintre chestiuni care este deosebit de importantă este faptul că dacă o problemă vizuală este depistată până la 6 ani, poate fi corect. Poate fi într-o destul de mare măsură corectată. După aceea, situația este mai greu de îndreptat. Și de asta insist, cel puțin pentru copiii care intră în clasa 0 sau în grupa mare de grădiniță. Deci undeva în intervalul ăsta 4-6 ani să se facă un control oftalmologic la copii. În alte țări se face așa ceva în pachetul de bază? Sunt țări care sunt aplecate pe partea asta de prevenție. Cel mai bun exemplu este Franța. Acolo toată lumea trebuie să facă tot felul de consultații și controle periodice. În alte țări, în Germania se mai face, se mai cere, dar nu este ca să vii cu un aviz neapărat că ai făcut controlul, dar se tot așa legătura cu medicii de familie, în primul rând, cum sunt la noi corespondenți, este foarte strânsă. Astea sunt exemplu. Eu știu Franța și Belgia la fel destul de mult. Franța pentru că mulți dintre medicii noștri pleacă în Franța în special și atunci legătura lor. De ce este o cerere atât de mare de medici? Pentru că se pune foarte mult accent pe prevenție. Foarte mult accent pe prevenție în activitatea medicală. Așa cum ar trebui să întâmple în toate domeniile medicinii. Da, așa ar trebui să se întâmple și costurile se ridică, costurile. Da, pentru că cu cât chemi mai mult oamenii la consultații, dar pe de o parte este o economie de scară, cum se numește, că dacă tu începi să tratezi ceva care prevenind costurile ar fi fost mai mici, situația se schimbă. Bun, acum din postura de manager care a reușit într-o afacere, a dezvoltat-o de la un mic laborator, da, de care vă aduceți aminte câteodată cu nostalgie, altă dată, zice, de n-aș mai intra să fac așa ceva, da? Am mai discutat lucrul ăsta, la o clinică care face practic aproape tot ce se poate face în domeniul respectiv. Deci ați reușit, aveți o viață aranjată, totuși ați făcut pasul spre viața politică. Care a fost imboldul? Vedeți, n-am spus că ați călcat în viața politică, am spus că ați făcut pasul spre viața politică. Cred că am mai menționat aspectul ăsta, faptul că tot timpul am considerat... Eu vreau să vă aud de mai multe ori, deci mă interesează foarte tare de ce niște oameni intră în jocul acesta. Niște oameni care altfel ar putea trăi liniștiți. Adică nu cred eu că v-ați dus la Consiliul Local, sunteți consilier local, da? Pentru indemnizația de consilier. Da. Nu cred că e cazul. Acum sper că se uită și soția mea la emisiune și mai înțelege și odată de ce m-am băgat în chestiunea politică. Dacă vreți, putem să o ajutăm. Da. Am fost implicat în viața comunității, mai mereu consider că am încercat să fac ce mi-a stat în putință, să dau către comunitate. Asta, așa cred eu, că dacă nu ne implicăm fiecare dintre noi câte puțin, cât putem în mersul societății, ea va sta pe loc într-un fel sau va fi dusă într-un sens pe care o vor niște oameni mai mult sau mai puțin bine intenționați. Implicarea politică a venit în momentul în care am realizat că doar din sfera asociațiilor neguvernamentale, a ONG-urilor, ceea ce poți să faci este la un nivel destul de redus. Cel puțin aici, pe plan regional, sunt și asociații care văd că au rezultate foarte bune la nivel național sau chiar internațional. Și atunci am zis că ok, haide să facem pasul spre politică, spre decizie. Este o chestiune de asumare foarte importantă.
Este o chestiune de asumare foarte importantă, pentru că, exact cum spuneți dumneavoastră, ce-ți trebuie, că ai o viață liniștită. Liniștită în sensul că știi cam care va fi parcursul ei în anii următori. Totuși, consider că fiecare dintre noi criticăm așa, stând pe margine și uite, nu se face aia, nu se face aia, nu se face. Și te întreb la un moment dat, cine vrei să facă? Păi cei care... Care sunt aleși. Sunt aleși. Păi că aia nu sunt buni, că aia trebuie schimbarea clasei politice. Păi și cine ai vrea să o schimbe atunci? Dacă toți am stat deoparte și doar așteptăm să ni se facă, asta este o chestiune foarte importantă. Să ni se facă, să ni se dea. Da. Să ni se facă, să ni se dea cineva, că inclusiv toate aspectele astea care spun că sunt plătiți din banii noștri. Și eu mă aștept la un moment dat să mă întâlnesc cu o persoană pe stradă și să spun: ești consilier local și ești plătit din banii noștri. Ok, nu am decât să spun că da, aveți dreptate, dar toate că acea indemnizație e... Aici, nu știu, nici nu mai știu cât e. Cred că în jur de 1000 de lei, eu nici nu, neinteresându-mă acea indemnizație, nici nu știu exact asta, dar cred că în jur de 1000 de lei este. Iar timpul alocat pentru a face treabă serios este foarte mare. Comparativ cu munca de manager pe care o fac și cu rezultatele pe care le obțin, ajungi la un moment dat la un fel de cost al timpului pe care tu îl ai ca persoană. Timpul tău alocat trebuie să se asta raporteze. Asta în condițiile în care îți faci treaba cu pasiune și vrei să faci ceva. Pentru că eu cunosc cazuri de consiliere care, mă rog, veneau la ședințe. Nici măcar la ședințele pe comisii nu se duceau. Eu când mă bag în ceva, mă bag serios, adică nu văd altă variantă. Bun, așa să mă aflu în treabă. Acum întrebare. Ați fi intrat în politică la momentul în care ați intrat? Sau dacă nu ar fi, de exemplu, candidat Andrei Carabelea? Aș fi intrat în politică, poate nu atât de... Nu atât de adânc. Adânc. Acum chiar mi s-a spus chestiunea asta că am ars niște etape. Că nu fac politică de mult timp și uite că ocup o funcție de ales local. Aș fi intrat oricum în politică, doar că momentul ăsta în care a fost desemnat Andrei Carabelea candidat a fost pentru mine un semnal că se dorește o schimbare. Și atunci clar că am zis că nu putem, chiar dacă aș mai fi amânat în mod normal intrarea în politică, pentru a-mi pune business-ul mai bine la punct și să nu mai fie nevoie de implicarea mea aproape deloc, ca să zic așa, doar din punct de vedere strategic, dar nu și operațional. În momentul de față încă mai am chestiuni operaționale de făcut acolo. Și am zis că ok, mai așezăm business-ul, îmi deleg toate treburile operaționale, eu intervin doar strategic și ne ocupăm mai serios de politică. Desemnarea lui Andrei Carabelea ca și candidat la primăria Piatra Neamț a fost un semnal că acum este momentul de a face pasul ăsta serios. Da, și trebuie să mai spunem ceva. Multă lume uită. A fi consilier local înseamnă, pe lângă faptul că ești acolo și te duci și poți să faci lucruri, înseamnă și niște interdicții vis-a-vis de oamenii care au afaceri. Nu e cazul la dumneavoastră, dar în general nu veți putea face nicio afacere cu tot ce înseamnă societăți care țin de primărie, cu școli, pentru că și ele sunt o parte cu finanțare de la primărie. Deci înseamnă și interdicții, nu înseamnă numai avantaje pentru un om de afaceri. La care sunt avantajele? Păi, vreți să vă spun avantaje? Vă pot spune avantaje. Sunt o groază. Dacă vreți să detaliem aici, le detaliem după emisiune. Eu cunosc oameni care au făcut politică, au intrat cu o societate, după care, după o perioadă scurtă de timp, au pus, cum se cheamă alea, în pandemie, să te poți șterge pe mâini, spăla pe mâini la blocuri. Dozatoarele pentru... Da. Deci este simplu. Este simplu. Se găsesc soluții. Da, nu știu, pentru pur și simplu mintea mea nu poate să funcționeze așa. Nu, apropo că spuneam, sper că se uită și soția mea la emisiunea asta, i-am spune, bun, ce ți aduce bun ție personal
implicarea în politică. Deci când te uiți, într-adevăr, personal, cel puțin pe termen scurt, nu poate să-ți aducă nimic bun. Doar credința că vei face niște lucruri bune pentru ceilalți și la un moment dat poate vor fi recunoscute. Vei avea un impact în societate, în comunitatea în care trăiești. Bun, haideți să vorbim despre lucruri bune pe care vi le doriți să le, pe care doriți să le faceți în comunitate. Adică, în momentul când ați intrat în politică, a zis, domnule, eu intru, vreau să fac pentru asta, ca să pot face, trebuie să ajungem în poziția în care să putem hotărî lucruri. Cam la ce v-ați gândit? Păi, unul dintre lucruri, eu vin din partea de business, sunt antreprenor, da? Și atunci, în domeniul meu, mediul concurențial este foarte important ca el să fie pe niște baze corecte. Asta aș vrea, de exemplu, să transfer în administrație publică cu impactul pe care îl pot avea eu. Haideți să facem o transparentizare și o deschidere către jucătorii corecți din piață. Deci ce spuneați dumneavoastră, situații cu firme care au câștigat niște contracte, hai să nu ele să se câștige corect. Și atunci, dacă să fac niște caiete de sarcini, dacă... Dar voi să vă spun ceva. Deci contractul ăla s-a câștigat, să vă spun eu, corect. Adică s-a făcut o procedură care era legală, acolo scriau niște lucruri, nimeni nu le-a citit cu mare atenție. Acolo spunea, domne, să cumperi niște chestii, nu că le și montezi, nu că le și umpli sau nu le umpli cu dezinfectant. Cineva a înțeles exact ce scrie acolo. Întâmplarea face ca acel cineva cunoaște în profunzime de desubturile administrației locale și s-a rezolvat problema. Dacă mergeți acum în orice scară de bloc din Piatra Neamț și vedeți dacă mai există respectivele, cum se cheamă, nu mai știu, și dacă în ele există un gram de dezinfectant, e mare lucru. Deci, nu contest faptul că ele s-au făcut legal. Da. Dacă... Dar, încă o dată, haideți să privim. Eu în firmă la mine nu încerc să-mi fur căciula singur. Da? Deci fac niște contracte, fac niște achiziții care să aibă un cost, preț, beneficiu care să ducă spre realizarea de profit, că până la urmă ăsta este obiectiv. Scopul, da. În partea de administrație, la fel, faci niște achiziții care să aibă cu un preț, să aibă prețul scăzut și cu impactul cel mai mare către cetățeni. Ieri în emisiune domnul primar Carabelea, întrebat de noi cu privire la camerele de luat vedere pe zona coșurilor, mă rog, containerelor de gunoi, prima dată, până la urmă ne-a spus, da, într-adevăr sunt camere acolo, dar nu funcționează. De ce? Păi cel care a făcut achiziția în mandatul trecut a luat camerele că dădeau bine să fie puse pe stâlpi. Dar nu au fost conectate și nu aveau nici sistemul de monitorizare al lor. Și atunci întreb, care este... Pentru cine a fost făcut business-ul ăsta? Până la urmă am luat niște camere, le-am pus în vreo câteva zeci, dacă nu sute de locuri. Sute, da. Sute de locuri din oraș, da? O cameră costă ceva, da? Să vedem, de unde s-au luat, la ce preț și care este rațiunea pentru care o administrație publică locală le-a luat și le-a pus pe stâlpi, neracordându-le la nimic. Probabil tot așa, erau mai multe etape. Mai întâi punem camerele, containerele și la un interval de timp și sistemul de monitorizare efectivă. Da, sunt niște scăpări care este greu să nu te gândești că sunt făcute parcă fără un anumit interes. Da, parcă sunt prea așa, cum să nu te gândești că domnule, ok, punem camerele astea și cine le urmărește? Pe ce le urmărește. Nici măcar poze electorale nu puteau face pe ele. Filme electorale cu ele nu puteau să facă. Da. Deci, da, astea sunt niște aspecte care câteodată te întreb cum de se reușește, cum se ajunge în punctul ăsta.
Dar ele pot fi depășite încă o dată. Eu sunt încrezător că pot fi depășite. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că pot fi depășite, dar pe dumneavoastră, contribuabil, pe mine, pe ceilalți contribuabili, papagalii din emisiunea noastră, care stau acolo și ne mai întrețim fondul sonor, da? Dom'le, care e rațiunea să iei camere fără monitoare? Care e rațiunea? Când nu pricep. Da, nu știu, îmi scapă. Sunt niște aspecte care pur și simplu îmi scapă. Da, plus multe alte lucruri. Încerc să găsești o rațiune la ceva care nu este logic. Bun, știi? Și atunci mergem mai departe. Toate aceste lucruri nu ar trebui cumva sancționate? În afară de faptul că vorbim noi aici și ne întrebăm și n-ar trebui cumva sancționate? Eu nu vorbesc neapărat sancționate penal. Dar cineva a făcut acea licitație. Cineva a făcut caietul ăla de sarcini. Păi nu există decât două variante. Ori l-a făcut el că așa a vrut el, ori l-a făcut că i s-a spus să-l faci așa. Dacă i s-a spus să-l faci așa, eu vreau că ăla care i-a spus îl faci așa, să plătească. Nu să plătească camerele, că le putem folosi, a spus dumneavoastră, da? Dar să-mi plătească perioada de nefuncționare. Eu așa sper că le putem folosi, adică dacă... A, asta este o altă poveste, ca ele să fie și funcționale. Da, eu așa sper, măcar să fie funcționale. Da, deci aș vrea ca noua administrație din care dumneavoastră faceți parte, e adevărat că sunt multe partide, e greu de ajuns la un consens în Consiliul Local, dar poate să va ajunge. Poate va ajunge toată lumea să lucreze pentru oraș, să vină să corecteze lucruri, dar să și sancționeze lucruri. Da, uitați, ăsta este un aspect care trebuie înțeles și multă lume nu știe cam cum se desfășoară lucrurile. Nici eu nu știam exact cum se desfășoară lucrurile înainte de a face pasul spre politică. Într-un fel funcționez la tine în firmă și într-un alt fel funcționez într-o administrație publică. Procesele sunt mult, mult încetinite și mult mai au un parcurs mai lent. Inevitabil aproape. Pentru că sunt mai mulți actori implicați, pentru că trebuie să se ajungă la un consens la un moment dat. Dar așteptările sunt ridicate din partea populației. Mi se pare absolut normal. Deci așteptările sunt ridicate. Până la urmă, orice persoană interesează să se facă acolo, în zona lui, ceva. Da? Deci acolo, în zona lui. Poate pentru unele persoane sunt importante aceste camere, pentru altele sunt deloc importante. Și atunci, dacă focusul tău va fi pe aceste camere, că despre ele am discutat, să considere că te duci într-o direcție care este... Am dat un exemplu, dacă exact. Vreți, putem să dăm sute de alte exemple. Un alt aspect care trebuie înțeles foarte bine, de exemplu, Consiliul Local nu este executiv, da? Ci aparatul, primarul și cu aparatul său execută, pun în execuție. Ceea ce spune Consiliul Local. Deci, este un executiv indirect, ca să spun așa. Ia hotărâri și le dă primarului să le pună în aplicare. La noi democrația este întoarsă cu fundul în sus. Primarul ia hotărâri și le dă consilierilor să le aprobe. Primarul propune hotărâri. Lăsați, că știm cum se face. Dar primarul propune hotărâri are logică să propună aceste hotărâri pentru că este implicat zi de zi în... Corect, are logică. Da? Are logică și consilierii să vină cu propunerile lor, pentru că și ei, teoretic, sunt implicați zi de zi. Nu sunt implicați în executiv, dar se trezesc, coboară din bloc, urcă în mașină sau din casă, urcă în mașină, merg pe străzile orașului. Și în momentul în care te-ai implicat, important este să faci lucrurile să miște. Revenind, cum vă doriți să arate orașul? Ce vă doriți să schimbe? Eu vă spun ce îmi doresc eu. Eu vreau să se schimbe lucrurile în serviciile pentru populație asigurate prin intermediul administrației publice locale. Bun. Sunt câteva aspecte pe care mi le doresc și eu să se întâmple. Unele mai idealiste, care țin mai mult de partea de educație, și unele pur și simplu care țin de administrație.
Îmi doresc foarte mult să avem niște servicii corecte și îndreptate către populație. Ele, cum acestea, printre acestea sunt transportul public în comun. Absolut de acord. Deci un transport civilizat la nivel de și corect. 21 și corect. Corect din punct de vedere financiar, corect din toate punctele de vedere. Deci asta este un aspect foarte important. Apoi, serviciile de sănătate pe care tu, ca administrație publică locală, le poți influența, că unele nu le poți. Țin de Ministerul Sănătății sau țin de Consiliul Județean. Dar sunt aspecte pe care tu poți să le îmbunătățești și să vii către oameni. Și apoi, sprijinirea educației. Deci, astea ar fi câteva aspecte. Educația în sensul că modernizare școli, dotare școli și eventual chiar sprijinirea cadrelor didactice într-o formă sau alta. Eu aș spune și promovarea valorilor, pentru că nu trebuie să ne ascundem. Da. Dacă avem valori, ele trebuie promovate și întreținute ca să poți crea ceva pentru viitor. Iar un aspect care ține de comunicare, educație, este de implicarea cetățenilor în viața comunității. Deci trebuie să înțelegem cumva că fiecare dintre noi avem și niște drepturi, dar avem și niște obligații. În sensul că, uitați, dau anins acum zilele astea, da? Puțin. Mă uitam câte dintre scările de bloc și-au curățat puțin zăpada de la ieșirea din bloc până în trotuar. Deci, haideți să înțelegem că trebuie să facem fiecare câte... Paranteză. Mici există lucruri. Hotărâri de Consiliul Local care prevăd, pe lângă alte lucruri, și niște sancțiuni. N-am auzit ca vreun primar să fi apelat la acele hotărâri de Consiliul Local. De ce? Pentru că ar fi măsuri impopulare. Da. Dar știți cum e? Măcar la început de mandat. Că până se apropie alegerile următoare, ai făcut într-un an ceva, în anul următor omul se va alinia. Pentru că așa se întâmplă lucrurile. E adevărat, poți să mergi pe varianta asta. Eu totuși aș merge tot treptat. În sensul că, haideți să aducem aminte oamenilor că există aceste hotărâri. De acord cu dumneavoastră. Au niște obligații în sensul ăsta. Insistăm puțin și atunci când vezi că chiar este vorba de o rea credință sau, nu știu, o ignorare totală, atunci să ajungi la sancțiuni, să nu te duci repede cu sancțiunile. Dar ele nu trebuie scoase din... Sunt lucruri atât de mărunte care se pot face, simplu, la ușa blocului, pe o bucățică de hârtie. Da. Hotărârea spune că trebuie să faceți lucrul ăsta, ăsta și ăsta. Aici trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Fiecare dintre noi, da, plătim taxe, dar sunt anumite chestiuni care nu poți să zici că plătesc taxe și eu nu mai fac nimic. Eu mă ocup doar de când am intrat la ușa apartamentului meu încolo, în interior, acolo e treaba mea. Restul plătesc taxe. Nu e chiar așa, nu așa stau lucrurile. Fiecare mică comunitate trebuie să se îngrijească de spațiul lor. Și apoi mai este într-adevăr, tot așa, pe partea de implicare, am cunoscut oameni și cunosc oameni care sunt foarte implicați. Îmi spun, domnule, cui să mă adresez? Domnule, de fiecare dată când vezi că ceva nu funcționează, du-te și reclamă lucrul ăsta. Du-te și reclamă. Păi am reclamat de 3 ori și n-a venit nimeni. Nu contează. Mai du-te și a 4-a și a 5-a și nu-ți pierde energia. Că dacă ne lăsăm doborâți că nu s-a întâmplat nimic, nu mai face nimic. Nici când, până la urmă. Domnul Jucă, să vă spun ceva. Lumea reclamă. Și era o perioadă când reclamau la autorități, când nu rezolvau nimic, reclamau la presă. Oamenii s-au săturat să reclame. De ce? Pentru că ar trebui să stea toată ziua într-o reclamație continuă. Cum pot eu să reclam ceva la protecția consumatorilor? N-am nimic cu băieții ăștia, că își fac și treaba bună când o au de făcut. Când ei se duc, constată că într-un magazin au găsit carne stricată, termen de valabilitate expirat, și nu pot să facă public lucrul acesta. Magazinul respectiv funcționează în continuare, deși a vândut carne stricată.
Și nimeni nu știe, populația nu știe că s-a întâmplat lucrul acela acolo. Sunt niște aberații legislative absolut stupide. Vă dau un exemplu și uite, asta este o temă pentru Consiliul Local. Ci că este o lege că la 5 ani trebuie să faci registru agricol. Și oamenii trebuie să ducă la primărie, in persona, adică te duci acolo, cu toate actele care îți dovedesc proprietățile, în original, în copie, cu, dacă ai avut un proces, copii după toate, adică te duci cu dita mai dosarul, deși în aia 5 ani nu s-a întâmplat nimic. Și primăria, mă rog, instituția, are dosarul vechi acolo. Tu trebuie să te duci cu toate, să dovedești, unul, că ești tu, că sunt aceleași acte. Mie mi se pare absolut stupid. Te duci, faci copii, ai o hartă mare, trebuie să duci să găsești undeva, să faci copie după hartă, să o autentifici. E un mod stupid de a umili oamenii, și asta e lege, nu ține de primărie, e lege generală. Bine, primăria este înjurată. Da? Este înjurată, că acolo trebuie să te duci la registrul agricol. Trebuie să te duci acolo. Mie mi se pare aberant. Lucrurile astea ar trebui... Și să nu credeți că la nivel de Consiliu Local nu sunt și asemenea lucruri. Eu v-aș invita să întrebați care este valoarea serviciilor poștale achiziționate de primăria Piatra Neamț și alte primării din țară. Servicii poștale, doar atât. Adică acele comunicări care se fac către cetățeni. Și o să aveți o mare surpriză. Da, vedeți? Am un business, da? Și anumite chestiuni, cel puțin când este vorba despre pe partea de autorizări, stai și vorbești cu oameni și domnule, dar este, nu este normal. Cine a stat și a făcut... această procedură, acest regulament nu este angrenat în activitate. Pur și simplu, parcă ești forțat cumva să nu reușești să le respecti. Cum se ajunge într-o situație de genul ăsta? Cineva, la un moment dat, un băiat de ăsta deștept, a ocolit regulile și altcineva, legiuitor, a zis ca să le putem pune în regulă, trebuie să mai punem o hârtie aici. Dar pentru 1, 2, 3, 5 care au încălcat regulile, trebuie să... Cine l-a ajutat să încalce regulile? În loc să acționeze acolo. Ajungi, și în felul ăsta ajungi la niște aberații. Deci ajungi la niște aberații. Una dintre ele, mi-a plăcut foarte mult chestiunea asta, negativ zic, s-au digitalizat destul de multe servicii, da? Ni s-a cerut, am putut să trimitem hârtii către diverse instituții în format electronic. N-a trebuit să mai mergem efectiv la cele foarte bine. Doar că, nepunându-se la punct toate aspectele, a fost hilar faptul că la un moment dat a trebuit să trimit o hârtie pe care să scriu copie conform cu originalul. Cum... Către agenția AJOFM. Petre așa o femeie, niște cunosc, oameni care au muncit cunosc, foarte mult în perioada asta. Cunosc. Dar eu îți trimit o copie. Dar eu, stați, scriu pe ea copie, lucrurile mai, sunt mai frumoase. Da? Noi am primit un plic în aceeași speță pe care scria Autoritatea Națională pentru Digitalizarea României, sub egida lor era. Și desfacem plicul, ne uităm și citim. Vă mulțumim că ați transmis documentele în format digital, cu semnătură digitală. Vă rugăm, listați documentele, semnați-le holograf, le scanați și ne le trimiteți din nou. Am rămas uimit, am spus și în emisiune. Cum? Am semnat digital. Am sunat acolo. Știți ce ni s-a spus? Semnați-le așa ca să nu poată fi falsificat. Sunt destul de mulți oameni care nu înțeleg cum funcționează lucrurile astea. Ei, neînțelegându-le, încearcă să se acopere cât pot de, domnule, să nu cumva la un moment dat să fac o greșeală și... Să vină cineva să mă tragă la răspundere. Exact. Exact. Este frica asta în partea de administrație în general, domnule, să nu cumva să fii tras la răspundere. Da, răspunderea este mare, cadrul legislativ este stufos
Și la un moment dat, pe o chestie de formă, poți să ai niște probleme. De fond. De fond, de fond. Da. Spunem așa. Dar în felul ăsta se ajunge la niște aberații, la un moment dat, încercând să reglementezi fiecare mic aspect. Fiecare mic aspect și atunci, uite că ai dosare voluminoase. Bun. În general, consilierii care intră în Consiliul Local pentru prima dată dau cu capul de tot ce înseamnă, știu eu, cum spargi ouăle, să faci omleta în administrație. Și când le vin niște hotărâri de proiecte de hotărâri care au 400 de pagini și în spatele lor este un proiect de buget din care nu înțelegi nimic, sunt niște tabele și tabelașe, în general nu ți se explică decât dacă te prinzi despre ce este vorba. Știți că în lege se prevede așa, consilierii pot să facă cursuri de administrație la plătite de către autoritate ca să învețe administrație. Corect. S-a cam uitat obiceiul ăsta. Ați fi dispus să mergeți la cursuri? Da, sigur că da. Eu m-am înscris pe platforma de Institutul Național de Administrație, da. Și aștept să... Am pierdut niște cursuri, din păcate, pentru că validarea mea a venit târziu. Și am pierdut un calendar, dar voi face cursuri. Mi-am cumpărat cărți și am început să citesc. Citesc codul administrativ. Pentru că trebuie să înțelegi puțin măcar cum... Măcar să știi despre ce este vorba. Exact, exact. Deci, nu știu, sunt în discuții cu un avocat personal care să-mi explice niște aspecte de acolo. Pentru că și eu ca și consilier local am o responsabilitate. Nu poți să te ascunzi în spatele votului. Am votat toți acolo și nu... nu în ce comisie sunteți? În Comisia Economică. În Comisia Economică. Vai, de-abia aștept să văd ședințele cu Comisia Economică. Anul ăsta facem și noi, dacă o să ne permită pandemia, o să facem și noi un pas, nu mai transmitem ședințele de Consiliu Local, vom merge la ședințele pe comisii. Știți, la ședințele comisii, pe comisie le pot fi și poștile închise, deci... Da, bănuiesc că în condițiile în care am cel puțin trei partide care promovează digitalizarea și deschiderea largă către populație, va exista întotdeauna o majoritate în comisii ca ele să fie transmise. Domnul Bărănescu, eu cum am zis, am intrat, mi-am asumat chestiunea asta și voi aloca timp pentru a face lucrurile cât mai... bine, cu putință, din punctul meu de vedere, încă o dată. Și atunci îmi voi bate capul să înțeleg fiecare proiect care va fi pus și către, la care și Comisia Economică trebuie să-și dea avizul. Una din cele mai importante comisii. Da, o comisie la care vin foarte multe proiecte și, da, știți cum e, apropo de cei care vin, intră prima dată în administrație, aici vrei ce să muncești? Frumos. Ia, du-te acolo! Da. Bun, acum să ne întoarcem într-un fel la începutul emisiunii. Ne aflăm, dar să nu depășim nici partea de Consiliul Local. Ce perspective avem pentru la anul? Atât din punctul de vedere al business-ului pe care îl conduceți și al domeniului, dar și în calitate de consilier local. Mie mi se pare că nu va fi un an deloc ușor. Ne uităm la deficitul național și tare mi-e frică să nu depășim două cifre, știți? Piatra Neamț, știm situația financiară, nu prea sunt semne că ar fi bani la fondul de rezervă al guvernului foarte mulți ca să ajute orașele de genul acesta. Vin proiecte europene, vin proiecte europene. Nu știu în ce măsură vom putea vorbi despre altele foarte curând, pentru că lucrurile nu sunt foarte clare în momentul ăsta. Dar mi-e frică că ne așteaptă un an în care nu vom putea să spunem, domne, am făcut asta și asta, ci doar că am supraviețuit sau că am reușit să mai ne târâim un pic. Va fi un an în care va trebui să fim foarte atenți. Deci foarte atenți și cumpătați. Cel puțin în prima parte, clar că poate ușor, ușor așteptăm să vină vaccinul, unul dintre vaccinuri dezvoltate de companiile care au investit în cercetare și poate în felul acesta, cel puțin până spre
eu știu, luna aprilie, mai, să înceapă o campanie de vaccinare și să mai scădem rata de infectare și în felul acesta și libertatea de mișcare a oamenilor să revină la stadii normale, să le spunem așa. Ca să poți să dai drumul și la alte activități. Și totodată, exact, și totodată încrederea să crească. Că este acum, în momentul de față, este un deficit de încredere foarte mare a populației. Lumea încearcă să se protejeze, oamenii încearcă să se protejeze, să nu se expună și în felul acesta tot ciclul economic are de suferit. Nu se consumă, nu, economia merge puțin gripată. Atunci, cel puțin din punctul de vedere ăsta economic, așa cum mă raportez și eu la business-ul meu, va fi un an în care trebuie să fim atenți cel puțin în prima jumătate a lui. Cel puțin, după care cred că se va intra pe o creștere. După cum arată prognozele diverselor institute specializate, va fi un an în care se va recupera din pierderea din 2020. În ceea ce privește partea de investiții pe publice, în 2020 guvernul a reușit să lase destul de multă lichiditate în piață și să ajute cu lichidități companiile. Pentru cei care și-au luat răgazul ăsta să implementeze măsuri în firmele lor, a fost o perioadă pe care i-a ajutat. Pentru cei care au considerat că lasă că o să primim ajutor până când o să se piardă toate efectele pandemiei, s-ar putea să fie destul de greu. Trebuie să ne gândim că până la finalul acestui an au fost implementate niște măsuri prin care firmele au putut să nu plătească contribuțiile către bugetul național fără și n-au plătit penalități de întârziere. Da, au fost niște măsuri, da, care... Doar că dacă tu nu ți-ai calculat bine aceste aspecte, s-ar putea ca din ianuarie să ai probleme serioase. Și atunci doar să fie o amânare a unei intrări în faliment pentru unele companii. Îmi vedeam. Eu sunt destul de atent, suntem foarte atenți. Încerc să păstrez optimismul echipei că vom trece peste toată perioada asta. Nu este ușor când vezi că îți scade traficul, că îți intră mai puțini oameni. Odată nevoia există în continuare, oamenii nu au renunțat, n-au cum să înlocuiască această nevoie. Da, în păcate vin întotdeauna. Doar că mai amână achizițiile. Ce, da, program veți avea la Platinum Optic de sărbători, așa ca să încheiem? Deci, de sărbători, tradițional, ca să spun așa, la Platinum sunt libere zilele de perioada Crăciunului, respectiv ajunul 24, 25, 26 și acum cred că 27 cade. Dacă pică duminică. Și vom lucra în perioada 28-29-30, în care vom face și consultații în toate cabinetele Platinum Optic, fie că sunt din Piatra, din Târgu, din Roman sau din Iași. După care ne vom relua activitatea pe 4 ianuarie, cade luni, și ne vom relua atunci activitatea. În perioada asta, în perioada dintre Crăciun și Revelion, nu vom avea intervenții chirurgicale, în special datorită faptului că nu poți să asigur imediat, exact, după aceea, da. Dar imediat după aia reintrăm în normalul situației actuale. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru că e bine să vină oameni care vin din mediul de afaceri, au intrat în zona administrației. Eu încerc să folosesc din ce în ce mai puțin cuvântul politică, da, în zona administrației. Și eu sunt curios să le urmăresc parcursul, atât ca business, cât și ca om de administrație. De ce? Până la urmă, vorba dumneavoastră, implicarea este totul. Dar implicarea făcută cu bun simț și pentru binele comunității. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc, domnul Bănescu, și eu vin în continuare cu îndemnul ca să se implice oamenii și mai în momentul de față vin cu îndemnul către oamenii de business.
să înțeleagă partea asta de administrație, că este diferită și s-ar putea, dar ei sunt oameni deștepți, oameni care știu să pună lucrurile în mișcare și orice ajutor din partea lor, orice ajutor, câteodată este, pare mult prea simplu să stai și să dai sfaturi, dar și ele sunt binevenite. Și te înțeles că, domnule, sunt niște oameni care vor să facă ceva, că nu fac la nivelul așteptărilor tale, criticile sunt foarte bune, pentru că dacă ai numai laude, s-ar putea să... Da, așa este. Ne oprim aici, ne oprim aici, nu înainte însă de a vă spune că în perioada următoare este de urmărit ce se întâmplă la nivel național, să nu cumva să ne trezim cu vreo surpriză. Nu știu de ce, dar am așa o senzație neplăcută că se va întâmpla ceva la care nu se așteaptă nimeni. Cele bune, la revedere! La revedere!